Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună chifle cu unt pentru micul dejun. Este o rețetă italiană. Pornind, are ca bază rețeta franțuzească de brioșe, dar este totuși diferită. Rețeta aceasta o am dintr-un rețetar italian din 1956, Il Grande Libro di Cucina. Este făcut de către bucătarul șef de la hotelul Excelsior din Roma. Este o carte foarte rară, care nu se găsește și am norocul să o am. Deci, din această carte, din 1956, noi facem acum această minunată rețetă. Să le mulțumim celor care au creat rețeta aceasta și prietenei mele, Mariela, care mi-a făcut cadou această comoară. O să mai revin cu rețete din această carte minunată de bucate. Întotdeauna voi spune sursa de unde am rețeta, pentru că așa este cinstit să aducem un omagiu celor care au creat aceste minunății. Este o rețetă diferită, are foarte mult unt în compoziție, este o bombă calorică. Dar aceste chifle sunt absolut senzaționale. Vă recomand să probați rețeta. Haideți să vă spun ce ne trebuie pentru această rețetă. 500 de grame de făină, 3 ouă întregi, 60 de grame de zahăr, 120 de grame de unt, o linguriță rasă de sare, 7 grame de drojdie uscată sau 20 de grame de drojdie proaspătă și undeva la un aproximativ 130 de grame de lapte, 130 de mililitri, pardon, de lapte călduț. Atât ne trebuie. Laptele vom vedea cât intră, pentru că ouăle pot fi mai mici sau mai mari și nu stăm să le cântărim în mod exact. Haideți să vedem cum ies. Prima dată punem făină. Drojdia uscată se amestecă în făină. Punem acum în ouă, adăugăm sare. O linguriță rasă de sare. Este suficient să nu fie foarte sărate, dar sarea este cea care fixează gustul aluaturilor întotdeauna. Dacă lăsați gălbenușul cu sare deoparte, își va intensifica culoarea aceasta galbenă, va fi mult mai puternică. Eu am folosit ouă de țară, deci culoarea la mine oricum va fi puternică. Le pot pune imediat, dar voi puteți lăsa să se odihnească 10 minute, apoi adăugați peste făină. Punem și zahărul. Untul care este înmuiat. Și lapte, dar nu-l adăugăm pe tot să vedem cât intră în aluat. Și pornim frământarea. Și răsturnăm aluatul. Având atât de mult unt în compoziție, nu se lipește deloc de mână. Este ca o plastilină. Am folosit doar 100 de mililitri de lapte. Iar acum mai frământ puțin aluatul la mână. Am eu o plăcere extraordinară. Ia uitați-l ce frumos este. Nu se lipește deloc de mână. E ca o plastilină. O plastilină extraordinar de frumos. Ia uitați-o, trebuie să-l iei. Să te tot joci cu un astfel de aluat. Întotdeauna frământatul se face din exterior către interior ca să dezvoltăm rețeaua de gluten. Vedeți că deja încep să apară bășici.
lăsăm aluatul la dospit. Îl acoperim cu folie și îl lăsăm la cald să dospească timp de o oră. Chiflele mele cu unt au crescut foarte frumos. Este un aluat pufos, pufos, pufos. Aici am 100 de grame de unt. Voi folosi o parte ca să ung tava. Deci trebuie uns din belșug. Forma pe care o am este undeva la 20 de centimetri lățime cu 30 de centimetri lungime. 20 pe 30 aproximativ. Ce aluat frumos! Doamne, îl mănânci cu ochii de frumos ce este. Ca să fie mai ușor, prima dată îl tăiem în două, iar în două, și fiecare bucată, ia să vedem, 2, 4, 6, 8, merge. Așa. Și obținem 2, 4, 6, 8 chifle mari. Facem acum, luăm o bucată de aluat și o răsucim. Așa. Și formăm o bilă rotundă. Se pune aici. Așa se fac chiflele. Le lăsăm spațiu între ele, să mai fac una ca să merg cu câte două. Cu podul palmei se răsucește, da? Se apasă aici ca să îi se dea forma rotundă. Rotunjim și avem mingiuțele. Și încă două. Lăsăm la dospit, restul de unt îl vom turna deasupra înainte să băgăm chiflele noastre cu unt la cuptor. Chiflele cu unt au crescut foarte frumos, parcă sunt găluști din aur curat. Le ungem cu restul de unt, știți că am mai oprit niște unt, și le ungem din abundență cu unt topit. Pe fiecare parte. Doamne, cât de bine miros! Turnăm și restul de unt deasupra. Așa. Acum mergem la cuptor la o temperatură de 170 de grade pentru 10 minute, apoi mărim focul la 180-190 de grade în funcție de cuptor, până când se rumenesc frumos. Chiflele cu unt sunt gata. Ce frumoase sunt! Și miros a unt absolut senzațional. Acestea sunt chiflele cu unt, făcute după o rețetă italiană din 1956. Nu sunt foarte rumenite, abia le-am scos din cuptor. Deci, uitați-vă cum arată. Parcă sunt însiropate în unt. Simțiți mirosul? Au foarte mult unt. Deci, sunt moi, sunt pufoase, pur și simplu sunt foioase și se desfac pale-pale. Sunt fierbinți. Nu pot să le rup. Uitați-vă cum sunt. Sunt un puf extraordinar. Iar mirosul este absolut senzațional. Imaginați-vă cum este să mâncați așa bunătate la micul dejun. Un secund cu gem, cu pate de ficat, cu o cană cu lapte, simplu lapte cu cacao sau un ceai. Sau pur și simplu mâncată simplă, o astfel de chiflă cu unt, alături de o cafea. Este nemaipomenită. Vă recomand să probați această rețetă. Răsfățați-vă familia, răsfățați-vă pe voi, pentru că meritați. Viața este frumoasă.
E un puf. Pur și simplu un puf extraordinar. N-am ce să spun de această minunăție. Le-am mai făcut și mi-au plăcut. Sunt atât de bune încât creează dependență. Probați rețeta și veniți să-mi spuneți cum vi s-au părut. Nu uitați să vă abonați pe acest canal dacă vă plac rețetele mele. Pregătesc foarte multe surprize. Fiți cu ochii pe mine. Pe blogul Poftă Bună cu Gina Bradea găsiți multe rețete scrise, într-un ritm mai alert, comic, puțin mai aparte. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. La revedere!